Hai, salut și bine ai revenit! În ultimele clipuri de aici de pe YouTube am vorbit despre cam toate bazele alcoolice. Am vorbit despre băuturi care conțin vodka, despre băuturi cu gin, cu whisky, cu rom, dar am cam neglijat o bază alcoolică și anume tequila. Așa că azi o să mixăm o băutură cu tequila pentru că da, nu o să vă vină să credeți, dar mai există viață și după tequila sunrise sau shoturile clasice de tequila servite la bar. Așadar, azi mixăm Paloma, care, by the way, Paloma în spaniolă înseamnă porumbel. Ea era cumva considerată băutura clasei de jos a societății mexicane, pentru că, da, neavând bani, au început să mixeze ce aveau ei la îndemână. Și anume tequila cu puțin suc de grapefruit, cu puțină sare și dacă mai era și gheață acolo, era perfect. Nu sunt foarte multe informații despre acest mix, dar tind să cred după nume că a luat naștere în timpul războiului mexican-american, ce s-a desfășurat între anii 1846 și 1848. Mai apoi, turiștii care au vizitat această țară s-au îndrăgostit la prima degustare de acest mix și l-au promovat în țările lor, iar în felul acesta a luat naștere fenomenul internațional Paloma. Dacă încă nu ți-am trezit interesul, fii atent la cum arată băutura asta. Mie deja îmi plouă în gură. Bun, acum că ai văzut băutura, hai să spun ce ingrediente ai nevoie ca să o poți pregăti. Ai nevoie de un grapefruit, un grapefruit roz, ai nevoie de un lime, ai nevoie de tequila, suc de grapefruit, opțional apă tonică sau grapefruit soda, dar nu e cazul la noi, pentru că noi vrem să facem varianta cea mai ușoară, cea mai la îndemână. Primul lucru pe care îl facem este să roluim puțin, bineînțeles, lime-ul, pentru că vrem să scoatem un pic mai mult jus din el. Tăiem extremitățile, pentru că aici se ascund impurități, tăiem lime-ul în două, apoi tăiem o bucățică de lime, pentru că avem nevoie să pregătim paharul. Paharul este unul înalt, o să dăm pe marginea paharului cu puțin lime, pentru că vreau să glazurez paharul cu sare. Voi puteți să faceți asta doar pe o jumătate de pahar și arată așa paharul. Am pus gheață până sus, gheața mă ajută să mențină paharul rece și băutura la o temperatură scăzută. Bun, mergem mai departe cu baza alcoolică, tequila. V-am înnebunit cu tequila, așadar dăm drumul la muzică. Opa! Mergem mai departe cu freshul de grapefruit care este proaspăt stors și la acest pahar de 300 de mililitri mergem aproape până sus, mai lăsăm un pic pentru că vreau să pun și puțină apă tonică. O jumătate de lime pe care o să o stoarcem direct în pahar. Amestecăm ingredientele și apoi un splash de apă tonică. Adică un pic de apă tonică. O să tai grapefruit-ul în două și apoi o să tai o bucățică, să o pun în pahar. Boys and girls, Paloma. Mia abuelita ahora tiene masa. Aquí lo que falta el caos. En esta jungla soy el gran león. Armen la cosa en el malecón. Eu nu mai rezist mult cu băutura asta în față, așa că o să închei acest clip. Nu uita, mă găsești pe Instagram Valentin Luca, pe TikTok Cocktails with Luca, Flair with Luca și Valentin Luca. Și dacă ți-a plăcut atât de mult acest clip, îi poți da un share pe Facebook sau pe Stories pe Instagram. M-ar ajuta extraordinar de mult și știm bine că stăm foarte, foarte slăbuți la partea de educație de consum și cred că multă lume s-ar bucura de genul ăsta de content. Cheers și ne vedem data viitoare!